regizorul, scenaristul și actorul român Mircea Veroiu, născut la Târgu Jiu la 29 aprilie 1941, a fost o personalitate importantă a cinematografiei românești în anii 70-90. A devenit cunoscut în anul 1972 în calitate de co-realizator al filmului Nunta de piatră, alături de Dan Pița. Filmul, apreciat deopotrivă de criticii din țară, dar și mai târziu de cei din străinătate, conținea două povești inspirate din povestiri scrise de Ion Agripicianu și surprindea lumea locuitorilor din zona auriferă a Țării Moților la începutul secolului 20. Fefeleaga, prima parte a filmului, era semnată de Veroiu, pe când cea de-a doua, La o nuntă, îl avea ca autor pe Dan Pița, prietenul și colegul de generație al acestuia. Mircea Veroiu a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1970. În același an a participat la realizarea unui documentar colectiv de referință, Apa ca un bivol negru, inspirat de o serie de inundații teribile din zona Ardealului. Co-realizatori erau regizori din aceeași generație, Stere Gulea, Dinu Tănase, Dan Pița și Iosif Demian, acesta din urmă fiind, 2 ani mai târziu, directorul de imagine al filmului Nunta de piatră. Debutul în lungmetraj al lui Mircea Veroiu s-a întâmplat la un an după acest film de succes, în 1973, odată cu filmul 7 zile. În 1979, regizorul adapta părți din romanul Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, a lui Camil Petrescu, în lungmetrajul Între oglinzi paralele. Anii 80 au reprezentat o perioadă efervescentă pentru realizator, acesta semnând câteva dintre filmele sale de referință: Sfârșitul nopții, Să mor rănit din dragoste de viață cu Gheorghe Visu și Adela, film inspirat de romanul omonim de Garabet Ibrăileanu. Regizorul a interpretat de asemenea roluri în câteva filme la sfârșitul anilor 70, unul dintre acestea fiind Actorul și sălbaticii, regizat de Manole Marcus. În 1986, Veroiu s-a stabilit la Paris, dar a revenit în țară după 1989. Era bolnav. A murit la 26 decembrie 1997. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi! Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.